legit. Salutare, eu sunt Sebi și în acest videoclip o să vă prezint jocul War Mode. Când am jucat pentru prima dată am crezut că e o copie proastă după CSGO, dar după câteva zeci de minute de gameplay am realizat că nu e chiar atât de rău și că seamănă mai mult cu Call of Duty. Controlele sunt foarte ușor de învățat, mai ales dacă ai jucat și alte FPS-uri. Meniurile sunt de asemenea foarte simple și intuitive, lucru care are un mare impact asupra jocului. Pentru cerințele de sistem extrem de mici, grafica este surprinzător de bună și culorile foarte vibrante. Formul nu este deloc pay-to-win și se bazează mai mult pe aptitudini. Singurele chestii pe care le poți cumpăra în joc sunt lucruri pur cosmetice, precum caractere și skin-uri. Hărțile nu sunt foarte mari și unele dintre ele seamănă izbitor cu hărți din alte jocuri, cum ar fi CSGO. De asemenea, modelele armelor și ale jucătorilor nu sunt rele deloc. Jocul are destul de multe bug-uri, dar este în Early Access și este destul timp pentru rezolvarea acestora. Dezvoltatorii jocului mi-au nevoie și de un sistem anti-cheating care să asigure legitimitatea jocului. În concluzie, War Mode este un joc cu un potențial uriaș care de-abia așteaptă să fie jucat de voi. Vă mulțumesc pentru vizionare și aștept opiniile voastre în secțiunea de comentarii.